make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la finala Ligii Campionilor. Am ajuns cu Real Madrid până în finala Trofeului Suprem al Europei și suntem pe cale să ne batem cu Bayern München, dar înainte să începem, nu uitați să lăsați un like, să rupeți butonul de like pentru sfârșitul acestei serii de Champions League de la PES 2014 cu Real 2015 cu Real Madrid. Da, suntem gata de meciul împotriva lui Bayern München. Vă spuneam, atâtea dueluri europene s-au întâmplat între Real și Bayern. Începe meciul, noi avem lăutura stată, meciul nu știu pe ce stadion se joacă, pe Olympic Stadium, da? Dar ce vreau să mai spun este că ne întâlnim cu o echipă bună, o echipă puternică, o echipă care s-a întâlnit cu un jucător de la noi și anume Xabi Alonso, deja uite ce deposedare a făcut și în realitate lumea se miră cât de repede s-a adaptat la Bayern München. O pasă excelentă pentru Benzema! Vine acolo Boateng și reușește respingerea. Până la urmă deposedează și capitanul Philipp Lahm. Spunea de Bayern că este echipă bună, echipă care domină an de an campionatul din Germania. Acum este acest Robben. Are în Robben un jucător foarte zgârcit, care nu prea dă pase, nu este un atacant clasic, dar așa se spune că trebuie să facă atacantul. Nu cred că asta este lucrul bun. O centrare periculoasă! Franck Ribéry marchează, e 1-0 pentru Bayern München. Franck Ribéry l-a învins pe Iker Casillas și e 1-0, să spuneam, pentru Bayern. Din păcate, iată faza care ne-a executat. Da. Nu este primul gol care luăm în această ediție de Champions League. A mai dat și Ibrahimovic o execuție și... Da, al doilea gol. Dar iată, Franck Ribéry, Carvajal practic nici nu stare acolo la duel cu Franck Ribéry. Știm că nu prea se înțeleg Ribéry cu Carvajal, ne amintim din sezonul trecut eliminarea lui Bayern. Ribéry a tras o palmă lui Carvajal. Acum iată pe Cristiano Ronaldo, centrarea lui Ronaldo respinsă. Și acum Modric să nu uităm că are un șut bun, încearcă să evite adversarul, fentă previzibilă. Toni Kroos, fost jucător la Bayern, nu a reușit să treacă aici. Ne întâlnim cu... Deci Bayern l-a luat pe Xabi Alonso de la noi, noi l-am luat pe Kroos de la Bayern. Iată-l acum pe Alonso, jucător care a mai trecut și pe la Liverpool în cariera sa. Bale, excelent pasă pentru Cristiano Ronaldo, excelentă pasă lui Bale, Ronaldo gol! Egalăm pe Bayern München! Ronaldo de fiecare dată eroul nostru reușește să dea cât un gol magnific care ne aduce în avantaj de fiecare dată. Cristiano Ronaldo l-a învins acolo, practic l-a executat pe Manuel Neuer fără probleme, nicio șansă pentru Manuel Neuer. Iată cum se întoarce meciul, este 1-1, reușim totuși doar egalarea. Gareth Bale a fost cu pasa de gol excelent, l-a văzut pe centru acolo pe Cristiano Ronaldo, acesta l-a învins ușor pe Neuer. Parcă amintește de execuția lui Ronaldo împotriva lui Liverpool din grupele Champions League din acest sezon. A fost atunci pasa lui Rodriguez totuși. Iată-l acum pe Thomas Müller. Müller trage, apără Casillas. Bine Casillas. Excelent apără portarul nostru, veteranul nostru din poartă. A apărat, dacă nu știu, la prima echipă de la 15 ani. Sper să nu greșesc. Gareth Bale pentru Benzema. Benzema gol! 2-1. Ce execuție găsește francezul Karim Benzema. Excelent. Benzema reușește să marcheze. Iată cine a fost aici cu pasa. Bale, tot Gareth Bale dă pasa de gol. Două pase de gol pentru Gareth Bale în finala Champions League și Benzema a făcut aici un 1-2 cu Benzema. Benzema, iată ce gol reușește să înscrie. Superb, super gol, un voleu foarte bine plasat. A dat tare Benzema cu șiretul dintr-una. L-a învins acolo pe Neuer. Pentru a doua oară învins portarul lui Bayern München. Până și cel mai portar din lume nu poate să reziste acestei ofensive foarte puternice a Realului. Ribéry 1-1 cu Sergio Ramos. Ribéry a dat golul lui Bayern, deschiderea de scor, de altfel noi am reușit să întoarcem rezultatul. Ce face Ribéry? Oh, ce dribling are acest jucător. Pe de altfel cel mai bun jucător al lui Bayern München este Franck Ribéry, cel puțin după părerea mea. Da, am reușit să controlăm meciul, să avem un avantaj de un gol în repriza a doua, care deja începe în această finală. Este 2-1 pentru echipa noastră. Să vedem totuși cum se va mai desfășura repriza secundă. Pasă pentru Ronaldo, intră acolo Boateng, de altfel ajutat de Philipp Lahm.
Ribery 1-1 cu Dani Carvajal. Carvajal îl întâmpină pe Ribery. Centrarea lui Ribery din nou bună pentru Robben. Vă spuneam că este... Oh! Robben este egoist, dar iată că și-a ajutat echipa aici. 2-2, Bayern se ține după noi, reușește să egaleze Arjen Robben. Un gol a la Bayern, ați văzut, cu din 2 metri. Reușește Robben să marcheze, pasă foarte bună dată de Frank Ribery. Individualitățile lui Bayern s-au văzut aici, au spus cuvântul, individualitățile de pe bandă. Ronaldo nu reușește trecerea acolo, recuperează Bayernul și noi încercăm o intercepție acolo. James Rodriguez deposedat, Ronaldo ce călcâi, Benzema, gol! 3-2, Benzema face dublă, Benzema! Dublă de vis, Ronaldo, gol și pase de gol, iar Benzema face o dublă. Ce călcâi a dat aici Cristiano Ronaldo. Faza pornind de la o recuperare noastră în jumătatea lui Bayern de teren. Două pase simple și i-am executat aici pe Bavarez. Ce călcâi de Ronaldo. Benzema foarte bine acolo, finalizează în fața lui Manuel Neuer. Nu-i dă nicio șansă practic portarului de milioane pe care l-are Bayern München. A schimbare, a intrat Rode, jucătorul de la Frankfurt, Rode în locul lui Xabi Alonso, dacă nu mă înșel. Oh, Ronaldo recuperează, Cristiano Ronaldo, Ronaldo în care Ronaldo marchează dublă și pasă de gol, omul meciului până acum pentru noi, Cristiano Ronaldo. Nu se putea să nu facă el un astfel de meci chiar în finala Champions League, adică a fost... cel mai bun om din Champions League din acest sezon, Cristiano Ronaldo, iată ce reușește aici, l-a deposedat atât de ușor la o greșeală totuși aici, greșeală mare care i-a costat pe Bayern a lui Boateng, iar... Dante. Sau Dante era? Nu, păi Boateng, mă, nu Boateng i-a dat pasul lui Dante. Boateng i-a fi dat pasul lui Dante, să știi că se poate. Oricum, Ronaldo reușește să marcheze 4-2 pentru echipa noastră, ne deplasăm la 2 goluri și suntem pe cale să câștigăm Liga Campionilor, suntem cât mai aproape cu o mână pe trofeu și de altfel este să nu uităm minutul 83, dar iată o fază ofensivă a lui Bayern, Müller, wow, ce faul făcut acolo de Ramos. Da, n-a avut treabă cu mingea, Müller a dat la timp mingea și a fost faultat. Nu a fost un fault intenționat aici a lui Ramos, de-aia nici nu a primit cartonaș galben. Intră și Ghiotze în locul lui Shaqiri. Ribery bate pe poartă. Wow, cea mai bună lovitură liberă executată de vreun adversar de-al nostru. Respinge acolo Iker Casillas în corner. Cornerul celor de la Bayern executat acum de Bastian Schweinsteiger, acolo era Robben. Oh, se luptă și Filip Lam. L-am presat, încearcă. Oh, ce execut. Oh, mamă, băi, ce faulturi. Ce în careu, mă, unde a fost făcut faultul ăsta? Nu cred că a fost în careu, adică în afară. Mamă, dar puțin pe linie. Cross, iar cel cartonașul galben, a fost jucător al lui Bayern. No, deci aici e ceva. Numai pe poartă dau ăștia din PES. Frank Ribery nu a vrut să centreze la faza asta, deși avea oameni în careu și oameni înalți. Minutul 88, suntem aproape de câștigarea trofeului, suntem aproape de a pune mâna pe trofeu, al 11-lea trofeu al Ligii Campionilor, să trecem și de la de Sima, bine asta cel puțin în PES. Rodriguez pentru Benzema pasă foarte bună pentru Ronaldo, dar este destul de extenuat portughezul nostru Sebastian Rode și se încheie meciul, câștigăm finala Ligii Campionilor, Champions League, trofeul suprem este la Madrid, hala Madrid, dragi prieteni, reușim să câștigăm mare trofeul al Ligii Campionilor, ia uitați aici ce se întâmplă aici, semnează, dar scrie Real Madrid pe trofeu. Nu-i vine să creadă nici lui Frank Ribery. Momente foarte, foarte frumoase de care avem parte. Best moment aici la pe terenul unde ne aflăm, ori Konami Stadium, ori Olympic Stadium, nu știu unde ne aflăm, dar ce contează este că am câștigat Liga Campionilor. Rode era și el acolo, susținut, încurajat de Schweinsteiger. Iată pe Ronaldo, Ramos, Pepe, compatriotul său, cum se bucură. Capitanul nostru ridică trofeul Liga Campionilor, trofeul suprem, îl ridică în brațe. Iată-l cât de fericit este, se uită într-o parte, în alta, cred că se uită după nevasta sa, se uită, nu-l ferie cineva. Wow, Cristiano Ronaldo, iată-l cât de fericit este, el a zis că nu dă trofeul la nimeni.
A zis că le ia acasă, dă, pune ciorbă, el face ciorbă în el. Da, Cristiano Ronaldo reușește să aducă al 11-lea trofeu. Iată că îl împrumută lui Casillas. Casillas se bucură și el cu trofeul în mână. A apărat foarte mult portarul nostru, ne-a protejat de fiecare dată poarta. Iată și pe Ramos, Ronaldo dedică toate golurile și meciurile mie, antrenorului său. Da, hai cu ce să mai luăm și eu conferință de presă. Da, am făcut un meci bun, echipa noastră ofensivă și a spus cuvântul în fața lui Bayern München și am câștigat Liga Campionilor foarte, foarte frumos, 4-2, cu toate că n-am avut posesia, era de așteptat în fața unei echipe ca Bayern München. Îi mulțumesc în special lui Ronaldo că a fost omul meciului. Cristiano Ronaldo, 7,5 nota sa, nu a fost cea mai mare notă, n-am avut parte în note mari în PES, dar asta nu contează. Da, winner, am câștigat finala Ligii Campionilor, wow, Real Madrid câștigă acest foarte bun, cel mai mare trofeu din Europa. Și acesta a fost ultimul episod din seria noastră de Liga Campionilor cu Real Madrid. Dacă v-a plăcut, vă rog frumos să lăsați un like, subscribe, tot acâmul. Vă aștept cu multe alte serii și de la PES și de la alte jocuri. Până data viitoare, sayonara!